Polițiștii trebuie să descâlcească ițele unui caz desprins parcă din filme. Au găsit cadavrele unor foști soți la ore diferite, în locuri diferite. El s-ar fi aruncat de la etajul 7 al unui bloc din capitală. Ea a fost găsită câteva ore mai târziu, în locuința lor din Ilfov. Fusese înjunghiată mortal. La prima vedere, polițiștii cred că au de-a face cu o crimă urmată de sinucidere. S-a aruncat de la etajul 7 și nimeni nu a auzit nimic. S-a lovit cu picioarele de aici și cu capul a căzut direct aici. Se întâmpla ieri în cartierul bucureștean Berceni. Un trecător i-a zărit cadavrul și a anunțat poliția. Cel mai probabil s-ar fi aruncat de pe geamul de la casa scărilor. Impactul a fost mortal. În urmă nu a lăsat niciun bilet. Polițiștii au găsit doar cartea de identitate și mașina. Nimeni nu-l cunoștea pentru că nu locuia acolo, ci în județul Ilfov. A găsit pe bărbatul mort undeva și venind acasă să vadă despre ce e vorba, ar fi găsit-o. Descoperirea ar fi fost făcută chiar de fiul celor doi. Înjunghiat în casă. Și soțul? S-a aruncat după bloc în altă parte. Probabil cuprins de remușcări după ce și-a abandonat victima într-o baltă de sânge. O singură lovitură de cuțit i-a fost fatală. Bărbatul era cunoscut cu probleme psihice. Am auzit că avea probleme. Acesta ar fi fost și motivul pentru care cei doi divorțaseră, însă locuiau împreună cu fiul în aceeași casă. Acum, băiatul își va îngropa ambii părinți.